Milionarul fugar Puiu Popoviciu a fost reținut de polițiști după aproape 2 săptămâni în care a fost de negăsit. Omul de afaceri s-a ascuns într-un loc pe care îl spune colega noastră, Alexandra Stroie. Alexandra, bună seara, te ascultăm. Bună seara, Ioana, bun găsit tuturor! Poliția română l-a localizat pe Puiu Popoviciu la Londra, iar în cursul zilei de astăzi, omul de afaceri însoțit de avocat a venit la Poliția Metropolitană de acolo și s-a predat autorităților. Se pare că nu a fost reținut prea mult timp însă Puiu Popoviciu, asta pentru că ar fi plătit o cauțiune de 200.000 de lire sterline, dar s-ar fi ales cu o brățară de supraveghere, asta pentru că autoritățile să fie sigure că nu va părăsi teritoriul Londrei. De 2 săptămâni de când a fost condamnat la 7 ani de închisoare, Puiu Popoviciu a fost de negăsit. Când s-au dus să-l ridice de acasă, de la una dintre casele pe care le deține în nordul capitalei, polițiștii nu au găsit pe nimeni, așa că omul de afaceri a fost dat în urmărire internațională, iar pe numele său a fost emis un mandat european de arestare. Au existat pe atunci speculații că omul de afaceri ar fi fugit peste ocean, mai ales că ar avea acesta și cetățenia americană, iar iubita s-a postase pe o rețea de socializare o fotografie din Portland, Statele Unite. Iată însă că Puiu Popoviciu se ascundea de fapt la Londra, acolo unde, așa cum vă spuneam, s-a predat în cursul zilei de astăzi. Omul de afaceri a fost condamnat de instanța supremă la 7 ani de închisoare cu executare în dosarul cunoscut sub numele de ferma Băneasa. El a fost judecat pentru că și-ar fi însușit ilegal peste 200 de hectare de teren în cea mai scumpă zonă de la marginea capitalei, acolo unde a construit un complex comercial, un ansamblu de locuințe, dar pe care se află și sediul ambasadei SUA la București. Ei bine, deocamdată Puiu Popoviciu a rămas cu prejudiciul în buzunar și vorbim despre numai puțin de 130 de milioane de euro. Ei bine, latura civilă a acestui proces se va judeca separat, așa că nu este exclus ca Puiu Popoviciu să fie până la urmă obligat să dea banii înapoi statului sau să se aleagă cu terenurile confiscate. Rămâne așadar de văzut când va fi extradat Puiu Popoviciu, asta pentru că în momentul de față Ministerul Justiției așteaptă documente de la Poliția Română, dar și de la autoritățile din Londra, ca să poată demara procedura de extradare. Deocamdată, acestea au fost informațiile. La revedere!